Și ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Sfântul Spiridon este sărbătorit de Biserica Ortodoxă în fiecare an la data de 12 decembrie. Acesta s-a născut în anul 270, pe vremea împăratului Constantin cel Mare, și a trecut la cele veșnice în anul 348, la vârsta de 78 de ani. Sfântul Spiridon pleacă periodic din racla sa pentru a-i ajuta pe oamenii care îl cheamă în rugăciune, cu credință și cu dragoste, pretutindeni în lume. Alergând prin lume să facă bine tuturor celor care au nevoie de ajutorul său, Sfântul cel Milostiv își tocește periodic încălțămintea. Pentru minunatele plecări din raclă ale Sfântului Spiridon, părinții slujitori la catedrala din Corfu îi schimbă anual veșmintele și încălțămintea tocită. Înnoirea veșmintelor Sfântului are loc în ziua de 12 decembrie, când Biserica Ortodoxă îl prăznuiește cu mare bucurie. Cu binecuvântarea episcopului grec din Pafos, aceste daruri duhovnicești sunt dăruite parohiilor și mănăstirilor ortodoxe din întreaga lume. Datorită minunilor săvârșite în întreaga lume, Sfântul Spiridon a fost numit Sfântul Călător. Potrivit unor evlavioși părinți ai locului, pentru perioade scurte de timp, cinstitele moaște ale Sfântului nu mai sunt prezente în racla din catedrală, iar atunci când acestea revin, în chip minunat, ele sunt calde și prăfuite. La rândul lor, încălțările noi ale Sfântului apar tocite, păstrând pe ele pământ și fire de iarbă. Biserica Șubești din municipiul Câmpul Lung poartă numele Sfântului Spiridon. Cu această ocazie, biserica și-a serbat hramul. La Sfânta Liturghie au participat credincioși din eparhie și nu numai. Aflându-ne în pandemie, credincioșii veniți să-i aparte la slujbele închinate Sfântului Spiridon au respectat întocmai regulile impuse de autorități.